Bun găsit, viitori absolvenți! Astăzi vă propun o resursă educațională deschisă pentru voi, elevii clasei A8, -a, cu referire la ce trebuie să știți înainte să completezi fișa de înscriere pentru admiterea la liceu. Cu toții știm că elevii care vor promova clasa A8 -a pentru a fi admiși la o specializare de la un liceu vor da examenele cuprinse în evaluarea națională. După afișarea rezultatelor obținute în urma evaluării naționale, pe toți absolvenții de clasa A8 -a, care își doresc să urmeze un liceu, îi așteaptă următoarea etapă, completarea opțiunilor pe fișa de înscriere pentru admiterea la liceu. Această fișă se găsește ca model în ghidul pe care îl primește fiecare elev de clasa A8 -a, cu scopul orientării sale spre continuarea studiilor în învățământul liceal, profesional, și învățământul dual de stat. Te rog să fii atent și să-ți notițe, pentru că astăzi îți voi spune câteva aspecte importante legate de ce trebuie să știi pentru a completa corect fișa ta dacă dorești să fii admis la liceu. Ce este fișa de înscriere pentru admiterea la liceu? Această fișă este formată din două pagini. În prima parte a primei pagini se trec datele tale personale și detalii privind notele și mediile obținute urmând ca, în continuare, tu să-ți exprimi opțiunile de specializări la liceele la care dorești să fii admis. Aceasta este o activitate organizată, la momentul potrivit, de către școala generală al cărei elev ești, iar completarea fișei se face în prezența părintelui și a dirigintelui tău. Datele personale, precum codul numeric personal, nume și prenume, data nașterii și datele cu privire la media claselor 5-8, Notele obținute de tine la evaluarea națională și media de admitere la liceu, sau alte opțiuni personale, sunt notate de către școala la care ești înscris. E foarte important ca tu să verifici corectitudinea datelor. Apoi, va trebui să începi să notezi datele solicitate. Codul județului pentru care dorești să completezi opțiunile, de exemplu, dacă dorești să fii admis la un liceu din Oradea, această localitate se află în județul Bihor iar la codul județului vei scrie BH. Te poți gândi acum care este denumirea județului și codul acestuia pentru care tu vei dori să completezi opțiunile? Așa cum observi, urmează completarea opțiunilor. Numerele din dreptul căsuțelor reprezintă ordinea în care vei completa opțiunile. Căsuțele se completează cu codul alocat fiecarei specializări, cod format din trei cifre. Aceste coduri le vei găsi în ghidul candidatului în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat. Dacă încă nu ai primit acest ghid, cu aproximativ două luni înainte de finalizarea clasei a 8 -a, îl vei putea descărca în format electronic. Întreabă-ți dirigintele despre acest document. Acolo vei regăsi codurile aferente tuturor specializărilor din județul tău. Orice absolvent de gimnaziu trebuie să știe cum se completează corect fișa de admitere la liceu pentru a evita eventualele dificultăți ulterioare. Sunt câteva lucruri importante de care trebuie să ti-ți cont înainte de a completa fișa de înscriere, informații care te vor ajuta să fii repartizat la liceul și profilul pe care ți l dorești. Completează opțiunile de pe fișa de admitere în ordinea preferințelor tale de la cele mai dorite până la cele mai puțin dorite De obicei prima opțiune este cea care va prima la repartizarea computerizată Notează suficiente opțiuni și realiste pentru ca la repartizare să ai șansa să fii admis Completează pe primele locuri opțiunile cele mai importante chiar dacă nu ești sigur că media va fi suficient de mare Continuă descrescător cu opțiuni care ți-ar plăcea și apoi cu opțiuni la care nu te-ar deranja dacă ai fi repartizat. E important să notezi și opțiunile pe care nu ți le dorești. Gândește-te cum e mai bine. Să fii admis la un liceu care nu-ți place sau să nu fii admis deloc? Fii informat. Află care au fost mediile de admitere din anii trecuți și calculează-ți șansa la fiecare dintre opțiunile exprimate. Dacă te întrebi acum cum calculezi media de admitere la liceu, te pot ajuta eu. În media de admitere la liceu, media obținută în urma evaluării naționale are o pondere de 80%, iar media generală de absolvire a claselor 5-8 are o pondere de 20%. Astfel, media de admitere la liceu este egală cu 0,2 înmulțit cu media de absolvire a claselor 5-8 plus 0,8 ori media obținută în urma evaluării naționale. Folosind corect această formulă, vei obține media ta de admitere la liceu. La final, revin la întrebarea: Ce trebuie să știi înainte să completezi fișa de înscriere pentru admiterea la liceu? Verifică corectitudinea datelor personale notate pe fișă, verifică corectitudinea mediilor notate pe fișă, media claselor 5-8. Notele de la evaluarea națională și media obținută, calculează media de admitere folosind formula dată și verifică-o pe fișă, completează opțiunile pe fișă în ordinea preferințelor tale, notează pe primele locuri opțiunile cele mai importante pentru tine, notează un număr suficient de opțiuni. Prezintă și părinților tăi aceste detalii legate de fișa de înscriere pe care va urma să o completezi. Realizează împreună cu ei o analiză a rezultatelor tale, a oportunităților avute și a șanselor reale de admitere și alegeți opțiunile ținând cont de acestea. Totodată, școala, adică dirigintele și consilierul școlar, dacă acesta există în școala ta, te poți sprijini în a lua cele mai potrivite decizii pentru tine. Îți urez succes în a fi admis la profilul și liceul dorit.